Din barcă în cușcă. Vasile Suprovici a făcut canotaj de performanță o perioadă îndelungată de timp, iar acum 2 ani a decis să se reprofileze. El a schimbat vâsla și barca pe mănuși cușcă, cușca octagon din lumea artelor marțiale mixte. Totuși, Vasile nu poate da uitării prima dragoste în sport. De la vârsta de 14 ani, Suprovici a urcat în barcă, iar ulterior a devenit multiplu campion național. Mi-aduc aminte chiar sentimentele de competiție care au fost, care le-am avut la campionatele astea mai mari, europene, mondiale. Adică mereu prindeți plăcere de a vă spune. Ies, nu e neapărat adică mult să vă spune să fac un antrenament lung, dar așa, din plăcere, să ies, savorez plăcerea, vă spune. Vasile susține că practicarea canotajului l-a ajutat să-și șlefuiască corpul și pentru artele marțiale mixte. De la sportul acesta am venit cu o pregătire fizică puternică, așa și este. E un plus mare pentru luptele care le fac. O rezistență, o pregătire fizică, adică am avut-o de aici tot. Acum 2 ani, Suprovici a renunțat la canotajul de performanță și a intrat în cușcă. Totuși, nu s-a putut despărți așa ușor de vâsle și vine cu ea la cântarul oficial dinaintea galelor MMA. Cum ai ajuns aici? Nu știu. Mi-a plăcut foarte tare, adică priveam televizorul, mă uitam băieți cum se luptă și adică aveam o pregătire bună și am venit încoace la sală, am văzut că se primește, îmi place, am depus efort și mergem mai departe. Spune că idolul său este Hulk de Moldova, pe nume Ion Cuțelaba, și că visul lui este să ajungă în cea mai celebră cușcă din lume. Visul meu ca luptător este ca să ajung în UFC, cea mai mare gală din lume, și acolo să mă lupt, să fiu pe urmele lui Ion Cuțelaba. Deocamdată, în cușca MMA, Suprovici a obținut 2 victorii și a suferit o înfrângere, iar până ajunge în galele UFC-ului, Vasile are mai multe provocări în față. Prima dintre ele este confruntarea cu Vasili Gonciarov din Kazakhstan. Duelul său cu acesta va avea loc în cadrul galei Eagles 10, care este programată pentru 3 noiembrie la Chișinău.